Klaus Iohannis, amenințat cu suspendarea de PSD, un europarlamentar de semnalul sublinierei îl avertizează pe subliniere ful statului, există sancțiuni. Scandalul din justiție se poate termina foarte rău pentru presubliniere dintele Klaus Iohannis. Ministrul Justiciei, Tudorel Toader, i-a cerut revocarea subliniere Feidna, Laura Codruca-Kövesi. Eful statului a anuncat ce nu se gânde subliniere te la sublinierea ceva. Un europarlamentar PSD îl amenință pe Iohannis cu suspendarea. În direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Claudia Bapardel spune ce PSD are voi în politic pentru un astfel de demers. Dacă nu respect Constituția există sublinierei sancțiuni cum ar fi suspendarea. Avem voi în politic. Am văzut ce tu subliniere e, denuncuri la comandale procurorilor. Statul de drept sublinierei justiția nu funcționează. Se respecte decizia luată de ministrul justiției. A fost o decizie luată pe un raport al inspecției judiciare. Trebuie să avem un stat de drept subliniere o justiție corect, a tunat Bapardel.